E un oraș, mi s-a explicat, din punct de vedere urbanistic, care crește. Și zic, bă, ce? Păi, zone de business, parcuri industriale, pentru că, uitându-mă pe acolo, pe unde v-am spus că am fost, zic, bă, cine construiește atâtea apartamente? Pentru cine? Și mi s-a spus că oamenii vin. Brașov începe să devină o zonă turistică, o zonă în care vin oameni la muncă, oameni care vin să... Și foarte mulți străini am văzut. Acum numai în Piața Mare să plimbă și fac poze pe acolo. Simțiți chestia asta? Legat de demografie și ce spuneți dumneavoastră pentru cine construim, m-am uitat pe cifre. Pentru că în 1929 aveam 340.000 de brașoveni. După care, 340.000, eram al doilea oraș al țării. După care, așa cum s-a întâmplat în foarte multe dintre orașele României, a scăzut populația. Am ajuns undeva pe la 260.000, okay, în urmă cu vreo 5-10 ani. Însă ultimii ani arată o reînviere, un trend crescător. Vin foarte mulți tineri, mai ales familii tinere, deci în 30-40 de ani se mută în Brașov. Avem un surplus de fond locativ față de momentul 89. Sunt 10.000 de apartamente care s-au construit între timp. De demolat, n-am demolat cartiere. Și foarte interesant, există aceste familii tinere care se mută în Brașov. Pe de altă parte, există investitori. Există oameni care vor să-și cumpere un al doilea apartament într-un alt oraș din România și Brașov este foarte interesant din această perspectivă. Pentru excursiile din weekend, inclusiv pentru închiriere. Investiție ca atare. Pe termen mediu și lung, acest lucru ne creează o perspectivă și o oportunitate de a nu ne mai uita la volum, ci să ne uităm la calitate. Și cred că este momentul ideal să vorbim despre următoarele dezvoltări ale Brașovului, ca fiind dezvoltări cu spații verzi ample, cu valori mai crescute ale acestor apartamente și cartiere care să aibă toate funcțiunile urbane de care au nevoie. Să aibă școală, grădiniță, creșă la aruncătoare de băți, să avem parcuri largi și ample. Pentru că pe de altă parte, asta am învățat în ultimii 10 ani. Au fost dezvoltări care nu au funcționat. În afară de zonele astea foste industriale, unde se mai poate gonfla, se extinde orașul? Zona metropolitană e mare. De când avem centură ocolitoare, chiar sunt spații în interiorul acestui arc descris de centura ocolitoare. Avem, începând din zona Dârste până spre Sibiu, Ghimbav. Cum ar veni, nu? Da. Deci avem de la intrarea dinspre București, actuală, de pe Valea Prahovei, până la ieșirea spre Ghimbav. Eu în momentul în care aud Ministerul Interne că ne recomandă între București și Brașov, luați-o pe Săcele, nebunesc. Centura aia ocolitoare, deci trebuie să vii până la, să faci dreapta la Săcele și de acolo mergi cumva, ocolești Brașovul, dar dacă ai treabă încolo, nu știu, dacă ai treabă spre Iași... Să ne păstrăm totuși optimismul. Eu cred că fondurile de care dispunem noi ca țară în următorii ani ne permit să sperăm și la avans pe frontul acesta de autostrăzi. Păi n-ați fost de acord cu Angel Saligny, dar PNR-ul l-a făcut colegul dumneavoastră, nu sunt bani gârlă acolo de... Păi sunt și avem cea mai mare alocare pe segmentul acesta de autostrăzi din statele membre. Pentru că avem și cea mai mare nevoie, pe de altă parte. Evident că cea mai mare nevoie avem. Nevoie mai are Brașovul și de... Există un proiect de spital, parcă... Cu asta ce se întâmplă? Avem chiar două spitale. În urmă cu un an, când vorbeam despre nevoile pe linia aceasta de sănătate publică, se vorbea doar despre spitalul regional și este un proiect care a generat foarte frumos din rândul societății civile brașovene. Avem o asociație Nou Spital care a venit cu această idee, a fost preluată de către autorități, a trecut prin tot felul de convulsii, iar la ora actuală, din fericire, avem un spital care cred că este dimensionat așa cum brașovenii au nevoie. Aproape 1000 de paturi, un spital care se alătură spitalelor regionale finanțate de Ministerul Sănătății și sperăm să găsească fonduri pentru a fi dus la îndeplinire. Vorbim de o investiție de 500-600 de milioane de euro, o investiție de amploare, o investiție care nu este doar pentru municipiul Brașov, ci este importantă pentru întreaga regiune. Și acestui spital
îi alăturăm un spital mic, un spital de pneumo și de infecțioase, pentru că anul acesta, anii aceștia de pandemie ne-au arătat că avem nevoie de o astfel de investiție. Și acest spital mai mic, care va întregi un concept de Medical City, sperăm să fie finanțat din PNRR. Medical City? Da, o zonă în care să se grupeze toate aceste funcțiuni medicale cu o practică de înalt nivel. Un spital atât de mare ca un mic oraș, nu? Sau, nu înțeleg. O zonă din Brașov, care este în proximitatea centurii, este ușor accesibilă. O zonă care să aibă acest spital, acest spital regional, care va avea tot ce înseamnă medicină de urgență și căruia să putem să-i alăturăm în timp și alte spitale. Asta ține de minister sau de primărie? De toate spitalele la ora actuală din municipiul Brașov sunt administrate de Consiliul Județean. Dar toate proiectele despre care vorbim sunt dezvoltate în parteneriat cu Consiliul Județean și cu Ministerul Sănătății. Nici nu s-ar putea altfel. Mă rog, asta știți cum e. Când te doare burta, mai stai să vezi. Aveți o colaborare? Aveați o colaborare? S-a schimbat politica acum, colaborarea cu CJ-ul? Nu radical, pentru că din punctul meu de vedere e foarte important la nivel local să ne concentrăm pe administrație. Adică pe proiectele de care comunitatea are nevoie. Vestita frază, pentru binele brașovenilor, nu? Lăsând declarațiile, chiar avem nevoie de câteva schimbări importante, de proiecte majore pentru Brașov și le putem face împreună. Ar fi păcat să ratăm o astfel de șansă. Merită să discutăm, dragi prieteni, dacă există vreo întrebare, sigur, aș discuta cu toți primarii și cu toți președinții de consilii județene, dar acum să fim serioși, Brașovul pentru toată lumea din țara asta reprezintă o țintă, o atracție, o zăpadă, stăm mai prost, și cu oferta pentru petrecerea timpului liber, mai ales în Poiana. Vom sta mai bine și cu zăpada. Vom sta și mai bine.